Hei, salutare, mă, fain! Sper că aveți o zi minunată. Azi o să răsfoim ceva așa puțin mai interesant, așa, un roman grafic care te unge puțin acolo la sentimente. Și de data aceasta vom răsfoi împreună romanul grafic Iarbă, un roman grafic ce a apărut la editura Alice Books. Și mă gândesc, cred că este cumva și primul roman grafic sau prima bandă desenată lansată pe această cale. Dar din start pot să spun că este un material greu de citit, de abordat. Este genul acela de roman grafic pe care l-asociezi acolo în colțul cu Mouse de Art Spiegelman, deci, sau Art Spiegelman. Foarte, foarte brutal din anumite, să zicem așa, puncte de vedere. Numai că până să intrăm așa puțin plot, să vorbim așa puțin despre acest roman grafic, întâi să intrăm puțin cu datele lui standard, pe lângă întrebările acelea clasice, how much, de unde și toate cele. Întâi de toate încep prin a le mulțumim oamenilor fain de la editura Alice Books pentru faptul că au făcut posibilă, să zicem, această prezentare și ne-au trimis această copie. Deci dacă vor apuca să vadă acest material video, le mulțumesc din suflet că mi-au dat posibilitatea să citesc această operă foarte faină de altfel. Acum, între pe partea de volum în sine, avem partea așa de un soft cover, așa, desene mai în manga style, dar ținând cont că totuși este un print de calitate, 480 de pagini, adică se poate observa că e un chonker și în plus că cotorul este lipit chiar foarte bine lipit, adică pur și simplu poți să abuzezi puțin de el, să tragi de el și să nu-ți faci griji că se vor desprinde pagini așa. Deci, pentru 480 de pagini, costul acestui volum este de 59 de lei. Deci este un preț mai mult decât bun, decât decent și la întrebarea de unde, ca să vă fie mai ușor, o să vă las și în descrierea videoului linkul direct pe site-ul editurii Alice Books, de unde puteți să și achiziționați acest roman grafic, pentru că trebuie să fie citit, trebuie să fie achiziționat, este o operă demențială. Dar așa, ca să luăm pentru început, avem parte de romanul grafic Iarbă, mă rog, în engleză titlul original Grass, de, sper că pronunț bine, Keum Suk Jendri Kim. Este un roman ce a apărut inițial în anul 2018, deci nu este chiar așa o poveste super mega din trecut veche, dar ce este ce este cel mai interesant, traducere din limba coreană de Yolanda Prodan. Deci, în momentul de față pot să zic că, băi, în sfârșit avem și noi în România o adaptare a unei benzi desenate coreene, evident, sud-coreene, că na, Corea de Nord, nu cred că produc ei benzi desenate pe această cale. Dar este un roman ce m-a pus așa puțin, m-a răstăgolit pe toate părții, adică nu este chiar așa ușor de girat povestea și o secundă. Păi și foarte fain, deci coperta aceasta pe alb și cu desene de demențiale, de demențiale. Și așa, pentru început, așa un fel de mic plot, avem așa, Iarbă este un puternic roman grafic antirăzboi care prezintă povestea vieții unei fete coreene, Lee Ok-sun, victimă a sclaviei sexuale pentru armata imperială japoneză în cel de-al doilea război mondial. Deci, cam acesta ar fi așa mai pe scurt plotul. Doar, așa, ca și o mențiune de început, în special pentru oamenii fain de la Alice Books, care face parte de acest volum din colecția lor Graphic Alice, ar fi de recomandat, părerea mea, nu știu, pe viitor, poate alte ediții sau așa, totuși să fie menționat, cel puțin în spate, așa, măi, măcar acolo, un 16 plus, pentru că, să zicem, tema abordată în acest roman grafic demențial nu se adresează celor mici, în niciun caz. De aceea, chiar dacă la prima vedere coperta este așa drăguțică, așa, nice, foarte frumos, bă, o nepoată cu bunica, cu nu știu ce, ue, nu. Jokes on you, știi? Adică la modul în care povestea aceasta e așa, e pentru adolescenția mai spre 18 ani, dar în orice caz pentru publicul acela de 18 ani plus. Mai ales că acest roman grafic, de fapt, este un roman, să zicem, biografic, a poveștii, să zicem, bunicuței, în ghilimele, denumită Lee Ok-sun, care și-a spus puțin povestea ei și cumva direct și indirect a spus și câteva
informații, niște detalii foarte interesante ce au avut loc în al doilea război mondial și spre surprinderea mea nu prea eram așa la curent cu partea aceasta de Corea de, sau ce s-a întâmplat în peninsula coreană. Ce au făcut soldații japonezi sau trupele imperiale japoneze când, na, din păcate au făcut multe atrocități și nu numai. Dar aș putea să recomand pentru cei care, mă rog, vor lectura acest volum până la capăt, să intre pe YouTube, să caute efectiv Lee Ok-sun, așa este pronunția ei, m-am interesat, și veți vedea interviuri cu această doamnă care, când una e să citești povestea ei relatată de ea și alta când povezi că vorbește. Ma. Dar așa, să intrăm puțin în detalii cam despre ce este vorba. Păi, este un roman grafic în care, deși la prima vedere, bă, desene drăguțele, așa, adică artwork e demențial și cu tente așa mai artistice, dar mai pe scurt, dacă ar fi să sintetizez așa cam, Gabi, despre ce e vorba în iarbă? Un titlu așa ciudat. Dacă ar fi să fac așa o mică sinteză proprie, aș spune că acest roman grafic este mai mult despre, una la mână, ce înseamnă o țară sub ocupație străină, vorbim de al doilea război mondial, o țară, un roman grafic în care citești despre sărăcia oamenilor, despre lipsuri, despre foamete, despre traficul de persoane, despre răpiri, despre violuri, despre abuzuri sexuale asupra minorilor, despre execuții, și știu că sunt foarte, foarte urât ceea ce zic, dar de aceea și menționam, acesta nu este un roman grafic pentru copii. Practic, în acest roman grafic avem în centrul atenției, bineînțeles, povestea personajului nostru principal, Lee Ok-sun, dar indirect se și menționează un aspect foarte interesant în istoria peninsulei Coree, când trupele japoneze, spunem așa, și-au făcut niște centre cu femei de consolare. Pentru că, na, niponii aveau și ei niște nevoi a soldaților și în aceste centre de consolare poate mai se iveau dame care se vindeau, în sensul ăla clasic cunoscut, dar de cele mai multe ori erau pur și simplu fete vândute, fete răpite, fetițe, care erau supuse, din păcate, tuturor nevoilor, să nu zic perversiunilor trupelor japoneze. Și din păcate Lee Ok-sun a fost una dintre aceste copile, aceste, să zicem, femei de consolare. Adică cu cât vă interesați mai mult de acest subiect, cu atâta veți putea vedea ce a însemnat ca fenomen în Coreea. Avem așa câteva detalii despre autoare, mai ales că nu este prima ei bandă desenată pe această cale. Un cuprins foarte, foarte frumos. Așa, de asemenea, câteva detalii de nota traducătoarei, ceea ce, demențial, Iolanda Prodan, good job, adică explică foarte multe lucruri pe partea aceasta de, zicem așa, Korean stuff. Și, nu în ultimul rând, până să mai intrăm, un detaliu foarte important, acum nu știu dacă e doar ediția asta a mea, sau poate este acest lot, să aveți puțin mare atenție, vor fi multe pagini cu predominat așa cu tușul acesta negru și se poate întâmpla, mai ales și dacă ești transpirat, dar dând așa foarte multe ori, să se ia puțin, să zicem așa, cerneala, tușul. Nu este ceva grav să zici că, băi, e slabă calitate. Doar să țineți cont că dacă cumva, na, tot răsfiți multe pagini și sunteți așa puțin de transpirat, de recomandat ar fi, deși, cum ziceam, se poate abuza puțin de volum, și să-l țineți pe partea albă, sau de ce nu, când aveți pagini de forma aceasta, să țineți mai mult pe pagina albă și să, na, să nu vă murdăriți de la tuș. Dar asta nu înseamnă că volumul nu e ok din punct de vedere calitativ, Doamne ferește, doar așa, heads up, nu știu, poate doar ediția aceasta, sau poate doar, să zicem, run-ul ce a fost lansat acum la început, dar încă ceva de care să știți. Și, cum menționam, stilul grafic este demențial, deci, pe lângă, să zicem așa, personajele, banda desenată în care se vorbește, stilul grafic
este presurat peste tot și cu peisaje și cu detalii foarte expresive. Uite cum avem așa Busan 1934. Adică avem parte așa de un desen, dacă s-a și focalizat, destul de interesant așa, destul de interesant. Și la fel, banda așa desenată câteodată mai spre manga style așa, dar un alt stil. Se vede diferența între stilul japonez și stilul corean. Numai că, ca să înțelegeți puțin de ce am menționat câteva poate lucruri ce par mai urâte prima dată, vreau doar să vă relatez, să vă citesc doar câteva pagini ca să înțelegeți puțin cum este vibe-ul acestui volum. Și vom lua de aici doar așa câteva pagini. Și vom lua așa la pagina 54, așa ca un mic spoiler, știi? Și avem așa: în iulie 1937 a izbunit războiul dintre China și Japonia. După o lună, în august, trupele japoneze au cucerit cu ușurință Beijing, Tianjin și alte orașe. Și se făleau că Shanghaiul va cădea în 8 zile. Dar prezicerea lor nu s-a adeverit. Luptele de la Shanghai au durat 3 luni, dat fiind rezistența armatei chineze. În noiembrie, după ce a invadat cu greu Shanghaiul, armata japoneză a mășăjuit 300 de kilometri către Nanjing, capitala din sud. Timp de o lună cât a mășăjuit, trupele japoneze au tras toate satele prin care au trecut. Au ars. Și avem așa: au violat și ucis nenumărați localnici. La 13 decembrie 1937, în ziua în care bunica Li Oxun, a fost pedepsită fiindcă a furat cam. Trupele japoneze au invadat Nanjingul și au luat cu asalt zidurile fortificate ale orașului. Tang Shengzi, dacă pronunț bine, comandantul militar chinez însărcinat cu apărarea orașului, a fugit din Nanjing. Pe civilii care nu au putut fugi îi aștepta o soartă nemiloasă. Prizonierii armatelor japoneze și civilii au devenit ținte ale instrucțiilor, fiind decapitați și uciși cu baionetele. Ca să facă economie de muniție, militarii japonezi îi îngropau de vii pe civili chinezi sau îi măcelăreau cu baionetele. O piatră din Nanjing a fost transformată în loc de execuție, o piață. Peste 1000 de civili au fost așezați în rând, stropiți cu benzină și iarși. Printre ei au fost și numărate femei și copii. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit jurnalul unui soldat japonez. În el descria cum îngropa oamenii de vii, cum le dădea foc și cum îi lovea cu bețele până își dădeau duhul. Militarii japonezi au violat femei și copii. Mulți dintre ei au fost omorâți după ce au fost victimele violului în grup. Pentru ei nu avea importanță dacă erau copii ce nu împliniseră nici 10 ani sau dacă erau bătrâni de peste 70 de ani. Se estimează că în cele 6 săptămâni ale masacrului de la Nanjing și-au găsit sfârșitul în jur de 300.000 de oameni. Deci, da, cum ziceam, este genul acela de story, din categoria Maus de Art Spiegelman. Și este interesant să citesc despre viața personajului nostru principal, Li Oxun, și bineînțeles de mică și familia ei, și după aceea să tot dai de contextul istoric din perioada respectivă. Din păcate, ulterior, cum a ajuns ea să treacă prin mai multe mâini de la familia ei, să ajungă într-o astfel de casă sau centru de consolare. Ce frumos sună, centru de consolare pentru trupele japoneze. Și de ce a avut partea, cum ziceam așa, partea asta de cadre așa mai artistice, de abuz, de... Doamne, câteodată îți vine să plângi, îți vine să sper că aceasta este doar așa made-believe story. Numai că, din păcate, nu. It's all true, it's all real. Și povestea personajului principal al bunicuței Li Oxun nu este singură. Au fost foarte, foarte, foarte multe fetițe pe vremea aceea, femei care au fost abuzate de trupele japoneze. De aceea, dacă căutați sau sunteți în căutarea unui roman grafic dur, vi-l recomand cu căldură. Este o poveste grea, este o poveste bună de citit și pentru contextul istoric, dar și, bineînțeles, pentru
a realizat până unde poate să meargă decadența umană în timp de război. Deci, cum menționam, să zicem, orice colecționar de bandă desenată trebuie să aibă așa un raft, un colț în care trebuie să aibă așa lucrări, precum Maus, Art Spiegelman, Persepolis de Marianne Satrapi și mai nou, iarbă de Keum Suk Gendry Kim. Deci, acest roman grafic m-a luat prin surprindere, prin pregătit, nu știam absolut nimic de el, dar mă bucur că am avut posibilitatea să citesc această poveste minunată și, cum menționam, pentru cei interesați ulterior, pentru mai multe informații, căutați pe internet, căutați pe YouTube interviurile cu Lee Ok-sung și vedeți ce înseamnă când își povestește viața sau să citiți mai detaliat despre aceste centre de consolare. Dar frumos, deci, băi, sincer, pentru un story foarte bine, foarte bun, dar zic, acest roman grafic este un roman din acela bun. Repet, 480 de pagini, costul 59 de lei, adică nu este o mână și un picior, să fim serioși, adică... După cum se poate observa, s-a lăsat așa aici puțin de tușcenal, dar nu-i bai. De asta zic, se șterge foarte ușor. Trebuie doar să aveți așa puțin grijă. Dar merită. Deci pentru 59 de lei, acest volum este ce trebuie și cotorul foarte frumos. Stă așa frumos în bibliotecă. Practic, sper să aibă succes acest volum și să fie vândut în exemplarele necesare ca să fie considerat un succes comercial și, de ce nu, editura Alice Books cu, în primul lor, grafic Alice, să mai aducă pe piață și alte benzi desenate, să zicem, de ce nu, coreene, pentru că văd că și în Coreea se scot chestii interesante de care nu știam. Dar, da, deci, oamenii faini de la Alice Books, vă mulțumesc foarte mult pentru acest roman grafic, deci a fost o lectură plăcută, a fost o plăcere, să spunem așa, să-l răsfoiesc, să-l devorez așa și n-am putut să-i dau drumul așa, deci a trebuit să-l citesc așa în one run, așa, într-o singură zi, n-am putut să mă despart de el. Dar, mai pe scurt, acesta a fost romanul grafic Iarbă, a apărut în anul 2024 de la Alice Books. Sper că v-a plăcut pe această cale. Nu urmă că să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați un click acolo pe buton de subscribe. Face banda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!